Am deschis ochișorii, facem gălăgie. Vita. Facem gălăgie. A venit prințesa Roz. Da. Astăzi Antonia, ca să zic așa, mi-a liniștit sufletul. A reușit acest lucru. Ca să vă povestesc așa în mare, am trecut printr-o traumă, pierderea unei sarcini, ca să zic așa, destul de maricică. Și cumva astăzi mi-am făcut curaj să pot să trec peste acest lucru de altfel dureros pentru mine, pentru că prima zi când am văzut-o rândul cecul la masa chinezească, n-am îndrăznit decât doar să o văd o secundă, cât să îi leg simbolul roșu, stresat și ceva la copilele, așa. Și am fugit repede, n-am reușit să depășesc în prima zi. Astăzi, a doua, fiind a doua zi, revederea mea cu ea, ca să zic așa, mi-am luat inima în dinți și am zis că trebuie să reușesc acest lucru și mi-a ieșit. Chiar mă bucur că Antonia mi-a liniștit partea aceea de durere, ca să zic așa. Iubește mă, băi! Ce drăguț! Haide, că vă mai ceva. Ne uite aici. Ne-a stat bine cu bebe, nu? Da, Cristina. Da, Cristina, ce se mai, ce mai aștept? Tot fete te-a stat bine. Tot... Stai toată ziua aici? Poate să ia? Doamne, ajută! Omul mă, e bunita ei de fetiță frumoasă. Că mai făcut ceva. Foarte bine, cadou îi face și ea. Ce ea, nu mai vă luați de fetiță. E cu noroc? E cu noroc, da, merge bine digestia. Da. Mirosul de la prăjituri. Bă, că ea a prăzut de închisă, ce nu momentul meu cu ea, sincer. Momentul meu cu ea, deci eu priveam, studiam. Îmi imaginam fel de fel de chestii în minte. Sunt sentimentele mele, ca să zic așa. La un moment dat am spus că o să iau acasă. Tu ce faci, prietene? Îmbrăcat în roz azi. Mamă, dacă de bine arăt, îmi vrei să vezi cât de bine arăt? Sunt mândră de tine, cum te-ai dat la gătuț. Bine!